Bună ziua! Astăzi o să facem varză, varză roșie la alimentul săptămânii. Varză, varză. De câte ori ați mâncat varză? Da, varză roșie. Ia uitați ce frumoasă. Ce o să facem astăzi? O să facem o salată de varză roșie, cu ceapă roșie, cu mere roșie, cu speclă roșie. Totul e roșu și portocale și cu nucă. Și un dressing făcut din ulei de măsline, oțet balsamic, miere și niște geleu de coacă de roșii. La partea a doua avem o varză, să-i spunem chinezească, așa. Nu, varza este roșie, dar felul în care o gătim este chinezesc, pentru că avem, folosim ginger, folosim ulei de susan, folosim susan prăjit, avem sos de soia, usturoi de zahăr, ardei iute și sfecla noastră roșie, că deja am tăiat-o dinainte ca să nu vă plichisesc tăind la sfecla roșie, că toată lumea știe să taie o sfecla roșie și ceapă verde. Pe lângă ea, acum am gândit să facem noi varza noastră călită, să spunem, stil chinezesc, cu o ceafă de porc de mangalița. Mangalița, o rasă românească. Dacă tot facem ceva aici, am zis să facem ceva românesc, cu o combinație de chinezesc, să iasă ceva extraordinar în farfurie. Și o să începem întâi cu să facem varza. De ce? Pentru că nu e mai mult timp, nu e vreo 30 de minute să o gătim. În timp ce o să o pun la făcut, o să fac salata, care o să o facem imediat, 10 minute, un sfert de oră. Tăiem varza roșie, ardeiul iute, ghimbirul și usturoiul. Toate ingredientele menționate se adaugă în oală și se asezonează cu sos de soia, oțet și zahăr. Apoi se lasă la încălzit până când conținutul se va carameliza. În timp ce legumele se prepară, pregătim salata. Acum o să ne apucăm de salata de varză roșie. Avem deja varză, am tăiat-o dinainte, în jur de 600 de grame de varză pentru vreo 4 persoane. Vreau să iasă vreo 250 grame de sfeclă roșie, care am fiert-o dinainte în apă câteva ore bune. Am fiert-o întreagă, după aia am curățat-o și am tăiat-o cubulețe. Nu este din conservă. Ceapă roșie, o să o tăiem și haideți să începem, că vorbim prea mult și ne e foame, cred. Haideți, tăiem două cepe. Să punem aici o parte, să vedeți ce fac. Tai capătul de la... Le tai, le spunem, să zicem, peștișor sau julien, cum ne place să spunem în bucătărie. Mai degrabă peștișor, că le tai mai subțire de julien chiar. Încet, încet o să amestecăm toate ingredientele. Varza. Și avem zis că avem pentru 4 persoane, avem cantitate aici. Adică exact cât colegii am în spate aici, pentru toți. Perfect, se bucură. Yes, ne face. Ne dă de mâncare. Deocamdată o las un pic cu amestec. Haideți să continuăm. Sfecla roșie. Bun. Hai să continuăm salata noastră. Uitați câta salată facem aici. Am tras un pui de plâns, ca să zic așa, nu de somn. Un mic plânset. Mi-a adus aminte că m-am apucat eu de bucătărit acum vreo 15 ani, întâmplător așa. Am aplicat pentru un hotel mare de 5 stele în București, în anii 2000. Și m-au luat ei fără să am niciun pic de experiență atunci. Și uite așa au trecut 15 ani și vreo 6 ani și sunt și bucătar șef, să spunem așa, mai multe hoteluri. Bun, merele, da? Avem un aparat special care scoatem cotorul de la măr, dar înainte să facem de asta trebuie să curățăm mărul, pentru că vreau să curăț coaja, să pun doar miezul, să ne mai uităm aici la varză, încet încet se face, o grăbim, să curățăm mărul de coajă, sper să nu mă facă să plâng și mărul, că atunci gata, nu o mai e. Dacă m-ar face și mărul să plâng. Luăm doar două mere, folosim, dar dacă vă plac mai mult mere, puteți să puneți mai multe mere. Scot cotorul. Ce frumos a scos. Îl
tai în patru și mai curăț un pic, că nu s-a luat chiar totul. O să le tai cam de dimensiunea asta pe roșii, nu vreau să fie mici. Să se simtă în salată. Bun, acum o să luăm portocala și o să o răzuim deasupra salatei. O să folosim coaja rasă și portocala din interior. Vreau să folosesc și portocala. Și o să curăț portocala, să-i folosesc supremele. Și o să mai folosesc și din suc, nu o să arunc nimica. Și din coajă de aici, uitați câtă zeamă rămâne. Cât suc de portocale. Mai avem de făcut sosul, pur și simplu. Avem oțetul balsamic, ulei, miere, sare și piper. Într-un alt vas. Balsamic, ulei de măsline. Și v-am spus niște jeleu de coacăze roșii. Sau dacă nu puteți să folosiți niște gem de coacăze roșii. Tot roșu, totul e roșu. Miere. Deci la cantitatea asta, în jur de 50-60 de grame de miere e suficient. Vreo 50 de ulei, vreo 60-70 de oțet. Amestecăm, sau puteți să folosiți și un tel, să amestecați foarte bine, să fac un fel de vinegret prin oțet, cu miere, coacăze roșii, niște sare, piper. Hai să vă arăt aici. Haideți să o amestecăm încet, să nu zdrobim. Puteți să folosiți, eu folosesc azi o farfurie rotundă, adâncă. Puteți să folosiți orice fel de farfurie. Asta este salata de varză, care este prima dată, pentru că este startul, încă varza mai are un pic. Suntem gata cu primul fel. Salata de varză cu nuci, cu speclă roșie, cu măr roșu, cu ceapă roșie, cu vinegret de ulei de măsline, oțet balsamic, miere. Și ca meniul să fie complet, continuăm cu prepararea verzei călite și pregătirea grătarului pentru ceafa de porc cu măliguță. Un deliciu! Aici, cum am spus, am și ceafa de porc de mangalița, care o să mai dau și cu puțin ulei, le susam pe ea, am pus niște soia. Acum o să vreau să gustă varza, să vedem cum stăm. Sare nu-i trebuie pentru că am pus sos de soia. Nu este necesar, mai trebuie un pic, în timpul ăsta cât mai stă varză, o să fac ceafa de porc, o să o fac la grătar în spate, dacă puteți să mă urmăriți în direcția acolo. Perfect. Am zis că folosesc ceafă de porc de mangalița, o rasă românească. Bună, este, dacă gustați o ceafă de porc de mangalița și o ceafă de porc normală, o să simțiți diferența între porc cu mangalița și restul altă rasă de porc. Am spus că la jumătatea procedurii gătirii sau chiar spre final o să pun ceapă verde, o mână de ceapă verde.
Oho, m-am grăbit, Susan. Suntem gata cu varza, o să iau varza jos de pe foc. Uitați-o, s-a caramelizat bine, s-a glasat. Acum o să mai pun și ceapă verde, restul de ceapă verde, că nu se mai gătește. Și semințe de susan. Și ulei de susan. Deci am pus semințe de susan și ulei de susan pentru o aromă. Decât să amestec. Oricum ceapa verde se mai gătește pentru că varza este fierbinte. Haideți să vedem ce face ceafa. Ceafa care este gata. Ceapa este gata. Asta se ia o farfurie. Uitați-o. Perfect. Puțin să deranjat. Cade ceapa noastră, cade. Mai lăsăm un pic carnea să se odihnească, un pic să mai, că mai este suc din ea în momentul ăsta. Trebuie să o lăsăm la odihnit cel puțin 10 minute sau cât timp s-a gătit, dar o lăsăm doar 10 minute la odihnit. O lăsăm un pic să odihnească, în timpul ăsta mă odihnesc și eu, mă duc să mă dau o cafeluță, până se odihnește ea. Ok, s-a odihnit carnea, acum o montăm. Să sucul. Doar așa un pic. Orezăm un pic de pătratul nostru de varză roșie. Iar aici o să tai un pic de grinsul, că am spus că vreau să dau culoare și o să o pun în sucul care și-a lăsat carnea. De ce? Pentru că vreau să-i dau de gust și frunzelor. Dau prin, le scald prin sucul rămas de la ceafa de porc de mangalița. Folosim orice fel de ceafă de porc. Deasupra, să avem culoare. Și atât, este suficient. Avem și un pic de sos de muștar. Pe carne. Fiți generoși cu sos. De sare neagră o să folosesc. Și sunt gata. Eu vă urez poftă bună și încercați varza asta pentru că este foarte simplu de făcut. Puteți să folosiți și o piept de rață, dacă nu vreți să folosiți ceapă de porc de mangalița, piept de rață, sau puteți să puneți niște șuncă, niște porc afumat în varză. Dacă nu, o lăsați așa simplă, fără carne, fără nimic. Poftă bună!